Casa Baia a intrat de ceva vreme în lucrări de reabilitare și modernizare, obiectivul urmând ca la finalizarea acestora să devină gazda evenimentelor culturale din oraș. A fost mulți ani în uitare, dar administrația locală s-a decis să-i schimbe acest statut și a reușit să facă rost de bani europeni pentru a-l aduce în 2020. Ne bucurăm tare mult că acest lucru este posibil cu bani europeni și se lucrează și acolo la consolidarea clădirii, respectiv s-a intrat deja și s-a făcut împrejmuirea cu un gard acestei clădiri și se lucrează acum la subsolul acesteia. În orașul Sein se află pe mâna muncitorilor și alte clădiri. Primarul Gabriela Tulbure a declarat pentru Teleplus Maramureș că la blocurile din centru se lucrează la o sistematizare pe verticală. Respectiv de pe Piața Unirii facem și tot paralel un acces la sala de sport, care până acum puteam greu să lucrăm la ele, deoarece erau antrenamente aproape fiecare zi și nu puteam să închidem acea zonă, și așa că am găsit că acest moment ar fi prielnic ca să reabilităm accesul la sala de sport. Se va intra de pe piața, de pe strada Mihai Eminescu și cu ieșire pe Tineretului sau invers, pentru că acolo se va face un circuit. Vă dați seama că fac foarte mulți copii handbal, în special handbal se face la sala de sport, sunt atât grupuri de fete cât și grupuri de băieți de diverse vârste, care foarte mulți dintre ei vin aduși de părinți. Așadar, coronavirusul ne ține pe mulți dintre noi în case, dar nu ține proiectele orașului Sein pe loc.